Ziua de duminică va rămâne în amintirea celor care se ocupă de destinul echipei ACS Inter Câmpulung ca fiind duminica neagră a fotbalului mușcelean. De la ultimul angajat până la antrenori, jucători, dar și oficial din cadrul primăriei Câmpulung, cu toții vor dori să uite cât mai repede umilința prin care a trecut echipa nou înființată a municipiului în deplasarea de la Pitești, acolo unde au întâlnit ocupanta locului secund Poiana Lacului. Mușcelenii, în ciuda faptului că au început curajos partida, chiar au avut două mari șanse de gol în primele 15 minute de joc, au cedat și în următoarele 15 minute, au încasat numai puțin de 5 goluri. De altfel, acesta a fost și scorul înregistrat la pauza jocului. În partea a doua, gazdele au mai redus din motoare, însă tot au mai punctat de trei ori. Scorul final de 8 la 0, fiind cel mai categoric înregistrat în acest tur de campionat și, totodată, cea mai drastică și rușinoasă înfrângere suferită de echipa pregătită de Ovidiu Tică și Liviu Hapaină. Una peste alta, acest intercâmpul lung a căzut primul examen în acest final de tur de campionat, însă nu are timp de lamentări și de a căuta vinovați. Duminică, în ultima etapă pe municipal, vine liderul la zi Legii Ligia IV, -a, Unirea Basco, iar o nouă umilință ar fi prea mult chiar și pentru o echipă tânără și fără experiență, așa cum este cea a mușcelenilor.